Salutare, mămici, și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi am să vă prezint trei lucruri pe care le-am învățat în decursul acelor 2 ani și jumătate de când sunt mămică. Și anume, o să trec direct la subiect, nu vreau să mai fac introduceri. Să am răbdare cu mine. Mi se pare că ăsta este lucrul cel mai important atunci când devii mămică. Să aveți răbdare cu voi și să nu puneți singure presiune pe voi. În momentul în care am renunțat să mai privesc lucrurile pe care nu le-am făcut dintr-o anumită zi, lucrurile pe care mi le propusesem, și să spunem că din 10 lucruri reușim să fac 5-6, deci reușim să fac jumătate aproape, mă uitam, da, dar uite, n-am făcut asta, n-am făcut asta, n-am făcut asta. În momentul în care mi-am schimbat optica și am început să mă uit la lucrurile pe care le-am făcut, ceva s-a schimbat. S-a schimbat ceva în atitudinea mea și în starea mea psihică. Efectiv, mă concentram pe partea pozitivă. Am impresia că uneori suntem dependenți de nefericire. Suntem dependenți de starea asta de negativitate. Nu-mi dau seama de ce. Chiar și ca mămici, când suntem pozitive, vrem să aducem energie pozitivă în jurul copilului, când ni se întâmplă cel mai minunat lucru din lume. Dar cu toate astea, nu avem răbdare cu noi. Vrem să facem toate mâncărurile, vedem pe grupurile de diversificare, în momentul în care începem, tot felul de rețete, care mai de care, cu care mai de care ingrediente. Vedem pe grupe social media poze din vacanțele prietenilor. Vedem, eu mai știu ce, cumpărături făcute de o prietenă sau pe YouTube. Vedem mămici care arată grozav, merg la cumpărături cu copiii, totul e lapte și miere. Și atunci venim și punem amprenta asta pe noi și nu avem răbdare cu noi să ne revenim după naștere, să ne punem în contextul familiei toate lucrurile astea și nu, pur și simplu, punem presiune pe noi. Și aș vrea să vă încurajez să nu mai faceți acest lucru și să vă acordați răbdare, toată răbdarea din lume. Așa cum aveți răbdare cu bebelușul, acordați-vă și vouă timp să vă acomodați cu noua situație a familiei, ca să zic așa, timp să vă acomodați cu noul program de somn, cu poate aveți rude care vin să vă ajute și nu e atât de ușor să te acomodezi cu încă o persoană în casă, cu noile prietenii care se formează și noile și vechile prietenii pe care nu le mai puteți onora, ca să zic așa. Deci dați-vă timp să vă și nu puneți presiune pe voi să faceți toate lucrurile deodată și într-un timp cât mai scurt eventual. O să vedeți că o să vă simțiți cu totul altfel în momentul în care treceți în această, cum să zic, treceți, luați acest punct de vedere și încercați să-l implementați la voi în viața voastră. Pe locul 2 am notat așa, să mă obișnuiesc cu faptul că nu mai pot avea rutina de dimineață ca înainte. Pentru mine era un lucru important. Reușisem să-mi fac o rutină de dimineață care mă pregătea pentru ziua în curs. Trezit, spălat, toaletă, rutină de frumusețe, îngrijirea feței, creme, un ceiuț, un mic dejun, planificarea zilei, yoga, citit, gătit și așa mai departe. Și plecat la servici. Eu lucram, intram mai târziu, am lucrat ca educatoare Waldorf, nu știu dacă am mai menționat asta pe acest canal, și aveam un program, lucram după amiază, eram puțin mai flexibilă din acest punct de vedere și dimineața îmi permiteam să fac tot felul de chestii, să gătesc pentru mine, să fac yoga, să am, nu știu cum să spun, să am o parte de, să mă dezvolt personal, să zic așa, dimineața. Deci dimineața era momentul meu. Și după ce s-au născut fetele, toate lucrurile astea au dispărut.
Oricum, la început nici nu-ți mai vine să te mai gândești la toate lucrurile astea, nu-ți vine să te gândești când ești tu în casă cu ele, dar dacă deschizi telefonul, social media și așa și vezi, cum spuneam mai devreme, vezi persoane care poate fac lucrurile astea, te pripești un pic și te gândești, dar eu de ce nu pot să le fac? Și atunci, ideea e, cred că, de fapt, are legătură cu primul punct, poate doar l-am dublat. Obișnuiți-vă cu gândul că rutina voastră de dinainte și puțin viața voastră de dinainte și lucrurile pe care făceați înainte, o perioadă de timp nu se vor mai întâmpla. Deci, pot să vă spun că o perioadă de timp nu va mai fi la fel, dar it gets better and better. Deci, pe măsură ce timpul trece și voi, și bebelușul, și familia voastră, și soțul, și partenerul, vă obișnuiți și vă stabiliți niște alte rutine, totul poate să revină, cum să spun, poate să revină la un nou normal, să spun așa. Acordați-vă timp și obișnuiți-vă cumva că na, nu mai sunteți pe primul loc, nu vă mai duceți voi prima să vă faceți toaleta, întâi hrăniți bebelușul, îl schimbați, pregătiți ziua respectivă și după aia vă duceți voi să vă aranjați, să vă pieptăna, să vă spălați și așa mai departe. Și pe ultimul loc, așa, care iar mi se pare foarte important, am învățat să nu mai fac griji pentru toate lucrurile mărunte. Sau să nu îmi fac griji în avans, acum, la 2-3 luni, să spunem, că am un bebeluș de 2-3 luni, și mă tot gândesc, Doamne, cum o să fie diversificarea. Ce o să mă fac eu când o să încep diversificarea? Eu care nu mă pricep să gătesc, ce o să mă fac? Că, aulă, să încep să caut aparate de gătit. Aulă, dacă, ce fel de metodă o să adopt? Ce o să fac? Lăsați lucrurile să-și urmeze cursul și pe măsură ce timpul trece, veți vedea că se vor rezolva, efectiv se vor rezolva de la sine. Vă veți mai relaxa, vă veți obișnui cu ideea, bebelușul va crește și vă va acorda, cum să spun, veți avea încredere în el că este pregătit să facă toate lucrurile la care voi nu vă gândeați, mers, vorbit și așa mai departe, mâncat și așa mai departe. Deci lucrurile care uneori, din experiența mea, uneori mă gândeam, Doamne, cum o să plecăm noi în vacanță sau cum o să vină iarna și o să răcească, ce o să mă fac, cum o să mai ies eu cu ele? E, bine, a venit iarna și fetele au fost, cum să spun, toate grijile pe care le-am avut, nu s-a întâmplat absolut nimic. Am trecut ușor peste iarnă, asta e un exemplu. Am trecut în perioada în care, de exemplu, nu aveau vaccinurile făcute, eram foarte stresată, cum mai ieșim noi în oraș, ne și place, adică mai ieșim, ne place să păstrăm legătura și până acum ieșam. Chiar și iarna la un bistro, un weekend cu prietenii și mă tot gândeam, Doamne, nu sunt vaccinate, n-au nici măcar rorul să-l fac, să nu răcească înainte ca să pot să fac. Și trăiam cu o piatră deasupra capului, cum o să fie. Și după aia mi-am dat seama că, de fapt, lumea poate nu este atât de des sau, mă rog, evitau și alți oameni, nu ne potriveam. Deci erau intervale orare unde noi când ajungeam copii nu era nimeni la bistro, la restaurant și, uite așa, nu ne-am îmbolnăvit și am trecut cu bine peste. Sau despre diversificare, sau despre, nu știu, ce mă fac că vine mama într-o lună să mă ajute și cum o să fie, sau soacra și așa mai departe. Încercați să vă relaxați și să tratați lucrurile cu puțin timp înainte. Nu vă gândiți înainte de acum peste 6, ce va fi peste 6 luni, pentru că lucrurile se pot schimba de la oră la oră. În bine, să sperăm. Păi cam astea au fost, ca să zic așa, sfaturile sau lucrurile la care m-am gândit eu să, despre care m-am gândit să vorbesc. Deci, mesajul cu care ar trebui să plecați în urma acestui videoclip este să nu puneți presiune pe voi și să nu vă faceți griji inutile. Să vă concentrați asupra copiilor, asupra bebelușilor, să vă lăsați conduși de ei și să le acordați încredere, pentru că ei nu sunt chiar atât de fragili pe cum îi considerăm noi și trebuie să îi tratăm ca pe niște ființe independente pe care noi doar trebuie să, cum să spun, să îi ghidăm în această viață și să le dăm, să le oferim drumul, calea cea bună către o viață fericită. Ok, bine. Sper că ați urmărit până la final și dacă v-a plăcut acest videoclip, să-i dați un like. Dacă nu v-ați abonat
dacă n-ați făcut-o deja, să vă abonați și să ne vedem data viitoare. Pa!